Înainte de a începe acest video, aș vrea să-i fac o scurtă promovare lui Cătălinu. Acesta are un canal foarte, foarte interesant în care veți găsi următoarele jocuri. Veți găsi CSGO, GTA 5, PUBG și Hearthstone. Mi-a zis că pe CSGO este global și face diverse live-uri în care bustează abonații, ceea ce mie mi se pare destul de interesant. Adică, bineînțeles că puteți să intrați aici, aveți linkul în descriere, vă abonați, dați subscribe acolo și puteți chiar să intrați pe live-uri să vă busteze pe CSGO dacă doriți, bineînțeles. Însă acesta va face și video cu GTA 5, PUBG, Hearthstone, după cum am zis. Iarăși la Hearthstone zicea că este un jucător semi-profesionist, adică totuși știe să joace ceva. Deci cam asta ar fi promovarea. Nu uitați, intrați pe canalul său, arătați un pic de susținere, vedeți că veți vedea de fapt că are niște videouri destul de calitative. Deci aveți linkul în descriere, intrați acolo, vă abonați, dați un like, toate cele știți voi. Haideți să trecem la video. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite. După ceva timp, nu am mai postat cam de o săptămână pe acest canal, îmi cer mii de scuze, am avut niște probleme cu internetul, de fapt v-am și zis pe comunitate chestia asta. Și acum am revenit, îmi cer scuze că nu e lumina foarte bună în cameră în momentul ăsta, de asta o să se vadă un pic în la cameră, dar nu cred că e o problemă chestia asta. Astăzi o să vorbim despre ceva foarte, foarte interesant și anume ceva recent, un fel de bug, un fel de eroare pe iPhone-uri în special, de fapt pe iOS 11, nu neapărat pe toate iPhone-urile. Ideea este că un anumit simbol special, mi se pare că din limba indiană sau ceva de genul acesta, poate bloca aplicația iMessages din iPhone. Ideea este că nu este un bug atât de mare încât să, nu știu, să zicem că va restarta iPhone-ul sau ceva, dar pur și simplu poate să blocheze aplicația iMessages și persoana respectivă poate avea ceva probleme. Va trebui cel mai probabil să restarteze iPhone-ul ca să poată să-l folosească din nou și asta e super, super tare. Deci asta e chestia, o să vedeți aici în videoul ăsta, o să și reacționăm, e foarte scurt, de 25 de secunde, o să vedeți imediat ce se întâmplă, o să dau și play ca să vedeți și voi, nu o să pornesc sunetul și vedeți și voi, persoana respectivă a primit un mesaj cu un caracter foarte, foarte ciudat, cam așa arăta acel caracter și persoana respectivă va încerca, bineînțeles, să intre în mesaje, să vadă cine a trimis și ce și cum și veți vedea că aplicația se încarcă, dar imediat ce își pune amprenta se va închide, apoi încearcă să intre iar în ea, se închide, pur și simplu aplicația s-a blocat, va trebui cel mai probabil să dea restart la iPhone pentru a rezolva această problemă. Foarte, foarte interesant, deci cei care aveți iPhone-uri și iOS 11 aveți mare grijă, dacă cineva vă trimite astfel de mesaje, puteți să vă treziți cu iPhone-ul blocat, cel puțin aplicația iMessages, dacă nu chiar și mai mult. Cei de la Apple au publicat câteva articole și mi se pare câteva tweet-uri care au zis că, sau nu tweet-uri, nu, au publicat ei ceva articole din câte am auzit eu și au zis că vor încerca să rezolve această problemă printr-un simplu update la iOS 11, asta ar fi, cred eu, cea mai simplă metodă de a rezolva toată problema asta. Deci, da, destul de interesant, bineînțeles că acel simbol nu e foarte ușor de găsit. Cred că pe Google îl puteți găsi dacă îl căutați și puteți să vă trolați puțin prietenii cu iPhone, dar mai mult de atât nu veți putea face, din păcate. Deci cam ăsta a fost videoul de astăzi, dacă v-a plăcut acest video și dacă mai vreți clipuri de genul acesta cu anunțuri în care vă anunț despre diverse chestii, erori, bug-uri, puteți să-mi lăsați un like și un comentariu acolo în rubrica de comentarii, bineînțeles. Până data viitoare, eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite, la revedere!